Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit pe canal. Astăzi vreau să fac un challenge puțin mai diferit și mă gândeam să construiesc o casă, bine, nu cred că va fi chiar o casă, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cred că va fi mai mult, asta vreau să zic, un turn decât o casă sau un mini bloc. O casă în care voi avea doar... va fi doar 5 pe 5 și clar nu va avea suficient spațiu pentru a putea pune toate încăperile și aici la primul nivel, la parter, să zicem. Și mai mult ca sigur voi avea nevoie de încă poate 2 etaje. Mă gândeam cam așa, parterul, first floor să fie bucătărie și poate living cu dining, nu știu, să văd dacă am suficient spațiu. La primul etaj, poate o să creez baia și un fel de study room sau work from home zone, ceva de genul acesta, iar la ultimul etaj să fie practic dormitor, unde o să avem patul cu dressing-ul și așa mai departe. Poate să pun și câteva item de skill-uri și cam asta așa în mare ar fi căsuța. Bine, o să încerc să o fac să arate cât mai bine. Nu o să o las chiar așa, dar mă gândeam pe lângă acest challenge să îmi complic puțin și mai mult situația și să mă folosesc, unde am aici packs, doar de obiectele din jocul de bază, Base Game și Pastel Pop and Everyday Clutter. Sunt noile kituri care au apărut și de ce nu ar fi o idee bună să folosesc doar obiectele pe care le am din cele două kituri și din jocul de bază la decorarea întregii case. Bun, acoperișul cred că o să fie ceva în genul acesta, adică nu mă pot gândi la ceva mai... elaborat, adică este 5x5, 5x5 și da, cred că asta ar fi singura soluție, sau bine, poate nu mai fi câteva, dar zic eu în momentul de față ca să arate cât de cât binișor. Bun, deci ceva în genul acesta zic eu că arată destul de ok și nu arată chiar atât de rău. Bine, cred că mai întâi ar trebui să compartimentez. Hai să pun câteva luminițe și probabil după aceea să mă orientez cu geamurile. Deci la parter, cum am zis, probabil o să am zona de bucătărie, unde avem aici... hai să folosesc talsurile astea. Iar, cum am zis, aici ar fi baia. Dacă pun niște scări, bine, mai întâi, cred că nu o să am suficient loc pentru scări și o să folosesc ladders-urile. Classic wooden, invers aș vrea să fie cam așa. Și atunci mai am nevoie de încă una care să ducă la etaj. Bun. Și atunci aici aș avea baia, bun. Ar trebui să fie ok, cum am zis, și la etaj îmi rămâne suficient spațiu pentru dormitor. Bun, deci ceva în genul acesta ar fi casa la exterior. Am uitat să pun, ca de obicei, uit să pun un mailbox, hai că o să-l pun aici și... coșul de gunoi, bine, o să-l pun tot aici în față, o să-l pun aici în laterală, fix așa. Iar asta ar fi, acesta ar fi exteriorul, cam așa. În mare, nu arată rău, doar că nu se prea integrează cu restul caselor care se află în cartier. But, oh well, not my problem. Hai să revenim la casă. Cam asta ar fi bucătăria în mare. Bine, nu am ales încă nici culoarea pereților. Sau whatever, vreau mai întâi să-mi fac așa o mică idee despre cum ar arăta. Cred că voi avea, da, suficient loc să pun aici un dining. Cam așa, zona de dining și zic că, bine, va trebui să testez lucrul acesta. Probabil voi aduce un sim și vreau să văd dacă o să aibă suficient spațiu și nu o să încurce faptul că am pus această masă aici, să încurce ca simul, de fapt, sau orice sim să poată să ajungă la etaj. Cred că de fapt o să aduc și o să testez de pe acum, ca să fiu sigur. Bun, sunt curios dacă poate să stea jos aici, dacă poate să stea jos, bine. Acolo poate să stea jos, sit, aici poate să stea jos, da. Poate să se ducă la etaj. Da, poate să urce, e în regulă. Mai sus, go here. Da, e în regulă. Deci nu trebuie să-mi fac griji în privința asta. Deci în privința bucătăriei și a zonei de dining m-am cam lămurit. Vreau să văd că avem câteva lucruri interesante. De exemplu, această măsuță care vine din Pastel Pop și vreau să văd swatch-urile, culorile. Verdele ăsta nu arată chiar așa rău. Știu că avem și, da, această canapea. Da, acest dining table nu se prea potrivește. Parcă dacă îl schimb cu acesta, parcă e mai ok zona asta. Bucătăria, vreau să văd dulapurile. Știu că am foarte multe swatch-uri la aceste dulapuri de culori așa mai diferite. Poate ceva se potrivește. Da. Am găsit acest swatch. Și care e diferența de fapt dintre ăsta și ăsta? Partea de jos. Ok. Am înțeles. Bun. Parcă nu arată chiar atât de rău. Vreau să văd și ceva fundal, ceva tapet de fapt. Sau vopsea, whatever, painting. Aș putea să merg pe ceva mai modern, de exemplu. E too much? Sau ceva nu se potrivește, parcă draperiile sunt prea așa... Dacă le-aș face galbene, din nou, parcă, nu știu, poate greșesc, poate nu, dar mi se pare că verdele acesta cu galben se potrivește bine. Covorul e cam așa, out of... Bine, hai că acesta care are cow print merge destul de binișor și zic eu că arată decent. Vreau un televizor și văd eu dacă mă mai schimb în privința anumitor lucruri, dar nu cred, adică mi se pare, cum am zis, mie mi se pare destul de ok-ish. Bun, vreau la decorations și vreau să debifez base game ca să rămân doar cu obiectele din kituri. Pentru că avem foarte multe obiecte care sunt noi și arată destul de bine. Avem acest hook, acest shelf unde simți și își pot lăsa obiectele. Avem câteva plicuri care arată bine. Ce sunt acestea? Ok. Tot așa niște obiecte, niște genți, niște poșete pe care le putem pune la intrare. Uite, mai avem și aici un gym box care parcă se potrivește. Pentru că aici la fel avem niște gantele. Cred că aceasta este o saltea de yoga sau ceva în genul acesta, dacă nu greșesc eu. Ce mai putem pune prin living? Aș vrea să pun ceva aici de sub masă și da, uite, aceste cutii, de exemplu, intră perfect, cam așa. Să zicem că aici ar avea puțin spațiu de depozitare și și-a lăsat tot felul de obiecte. Bine, asta nu, parcă nu se pare că s-ar potrivi destul de binișor. Bun, deci cam acesta ar fi parter unde avem bucătăria, dining room-ul și living room-ul. O să trec la etaj. Vreau să decorez baia, care oricum va fi una destul de simplă. Nu avem foarte multe obiecte și mai ales care să fie noi, de exemplu. Mă pot duce pe ceva mai modern și bine, hai că e ok. Această chiuvetă e în regulă. Oare dușul? Bine, e mult, prea mult negru, parcă. Vreau să schimb Atunci pe jos, da, posibil să mă duc cu aceste tilesuri. Bun, deci cam asta ar fi baia. Acum vreau să trec la această încăpere care, cum am zis, aș vrea să fie un fel de study room sau work from home zone și cred că voi muta această bibliotecă aici. Vreau să văd ce swatch-uri avem la ea. Asta e destul de interesant. Știu că avem un birou. Cam așa. Biroul acesta, bun. Avem un scaun care, da, se potrivește, merge și el cu restul, deci se îmbină foarte bine. Un calculator nou, care este practic o tabletă, deși intră în Power, Video Gaming, Programming, Computer Writing, da. Deci intră în categoria calculatoare, deoarece are atât mouse cât și tastatură, deci practic este ca o tabletă din aceea modernă care poate fi atât un PC, un calculator, cât și o tabletă, asta vreau să spun. Vreau să mă folosesc de obiectele de clutter pe care le avem, bineînțeles. Uite, avem aici un suport, ceva cu căști, pixuri, notițe. Avem un jewelry stand, ok. Acum am văzut un telefon cu niște chei, ok, arată interesant aici, să zicem că le-a lăsat așa rapid în fugă sau... oare pot să le aduc, da, un pic mai așa, mai în față. Ce mai avem aici deasupra? Ochelari cu ceas, ok. Aș vrea să pun câteva obiecte de clutter și pe acest bookshelf cred că o să pun aceste două cutii undeva pe aici, ca așa. Oare dacă mă gândesc să fac pereții așa, oare e too much? Când e too much, e too much. Am uitat să pun aici o perdea din aceasta, cum am observat. Aici în colț mă gândeam să pun unde avem living chair, acest chair. Arată destul de drăguț și la decorații cred că am mai primit ceva, dacă nu mă înșel, imediat dacă o să și găsesc de fapt. Aici, această oglindă pe care o pot pune pe acest perete, cam așa, și tablouri. Am mai văzut că am primit un set de tablouri, da, cam astea așa. Și ar trebui să fie în regulă. Zic că arată destul de bine și această cameră, încăpere, care, cum am zis, așa un fel de study room sau work from home zone. Avem și baia, iar după o să mă ocup, cum am zis, de ultimul dormitor, care este, de ultima încăpere, care este dormitorul, bedroom-ul. Ok, am verificat la primul etaj, din nou cu simul și totul este ok, poate să stea jos, se poate pune și la calculator, deci poate să acceseze toate obiectele, iar acum vreau să facem dormitorul așa cum am zis. Avem un pat, din nou, din pack-ul Pastel Pop. Un pic o să-mi ia până să le învăț, să mă obișnuiesc cu ele, adică cum se numesc. Și vreau să văd acum aici ce swatch-uri avem, din nou. Da, cred că o să rămân la primul swatch, mi se pare ok-ish. Nightstand-urile, bun, asta e too much. Culorile parcă sunt mult prea vii, mult prea aprinse. Mai am aici un la fel, o măsuță și cred că o să o folosesc pe aceasta, deși sincer vorbind nu mi se pare cea mai reușită masă, dar înțeleg stilul și unde a vrut să ajung atunci când au creat, de exemplu, această măsuță. Vreau să pun și niște draperii și aș vrea ceva simplu. Vreau și un dressing. Și acesta mi se pare destul de ok. Cred că alte oglinzi, da, nu mai avem. Așa că voi merge, cred că, pe una clasică. Nu, o să o pun pe aceasta. Bun, aș vrea să-i pun un easel, un chevalet. Da, cred că o să-l pun pe acesta, pe care le avem aici. Cred că mai pot pune, unde am la decorations, lângă o plantă, o pot folosi pe aceasta, pentru că la parter nu am mai folosit, am pus alta care e un pic mai micuță, pentru că am vrut din nou să mă asigur că Sims-ul are suficient spațiu pentru a accesa acea scară. Iar aici în colț, dacă mă duc la surface, cred că avem, da, acest wall shelf. Îl putem folosi și pe el. Bun, mi-a venit o idee. Dacă fac swatch-ul, de exemplu, și pun dulapul cu oglinda pe această parte, atunci mut acest shelf și nightstand-ul în partea opusă. Pot avea și un scaun, de exemplu, dacă îl ridic puțin mai mult, cam așa, și zic eu că o să aibă suficient spațiu. Pot muta în partea opusă, cam așa. Bun, așa e în regulă. Iar aici, de exemplu, să mai pun un birou, mai am încă spațiu suficient și why not? De ce nu mai pot pune un al doilea birou? Bineînțeles, am să-l mai pun pe același, pentru că deja l-avem mai jos. Dar în schimb, cred că pot să, da, folosesc același scaun, pentru că îmi place acest swatch, de exemplu. Iar acest birou de la etaj să fie, de exemplu, un fel de zonă, așa, sau birou unde nu are calculator și, de exemplu, nu știu, poate să scrie chestii sau putem pune un bolfiș, de exemplu, să aibă grijă. Și aici deasupra pot să-i pun perfect. Opa, s-a întâmplat ceva cu camera? E în regulă cu? Bun, nu era ok. S-a întâmplat ceva ciudat cu camera și am rămas exact aici când am zis că vreau să pun acest board, postcard. De exemplu, poate să-și pună diferite poze și asta merge destul de binișor, zic eu, arată ok. Pot pune și aceste lumânărele, cam așa. Vreau să le schimb puțin swatch-ul, bun. Uite, aici mai avem o cutie cu ceva adidași sau nu-mi dau seama ce sunt. Da, cred că sunt niște adidași. Aceea, așa, perfect. Alte cutii, cutiuțe, ceva. Da, cred că mai pot să pun și o cutie din aceasta sau, de fapt, nu, o să o pun aici, pentru că nu vreau să împiedice din nou accesul similor la etaj, posibil. Posibil să, de fapt, nu o să încurce, e ok, în regulă. Am zis că posibil și acea cutie să împiedice acest lucru, dar nu e ok. Am descoperit, mi-a apărut aici, am văzut acest, nici nu știu cum se numește, imediat să văd, shine on, shine off. E o oglindă de, cred că, machiaje, ceva în genul acesta, pe care am pus-o aici și am creat așa o mică zonă de relaxare. Mai mult am pus niște lumânărele, iar la fel o tabletă cu un carnețel, niște pixuri, să ia câteva notițe, dar zona principală de stadii ar fi aceasta, iar la etaj aici sunt mai mult obiecte personale, să zicem așa. Am umplut și acest shelf, aceste rafturi, la fel cu câteva obiecte, măsuța de lângă pat și cred că asta ar fi cam tot. Avem și un chevalet. Și zic eu că a ieșit destul de bine și destul de drăguț. Deci asta ar fi toată căsuța. Ultimul etaj este dormitorul. La mijloc, la etajul 1, avem baia și office zone-ul sau study room-ul, iar la parter avem bucătăria cu dining și sufrageria, living room-ul. Bun, cam asta ar fi challenge-ul. Zic eu că am avut destul de multicel spațiu, adică nu am avut probleme în a decora atât de mari și zic eu că a ieșit destul de bine. Poate data viitoare să încerc să fac puțin mai mică, să fac 4x4, 4x4 și poate atunci o să fie puțin mai challenging. Rămâne de văzut, bineînțeles, dacă vouă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți în continuare mai multe episoade de challenge sau de speed build, îmi puteți să scrie în secțiunea de comentarii, puteți să lăsa un like la acest episod și vă puteți abona la canal și puteți de asemenea activa și clopoțelul. Sunt atât de multe lucruri pe care puteți să le faceți, iar dacă activați, de exemplu, acel clopoțel, veți fi notificați de fiecare dată când postez. Această casă o veți găsi la fel în galeria jocului. Gravity, adică, da, Gravitygaming, scris împreună și cu litere mici, este originea ID-ul meu. Iar acolo veți găsi toate creațiile, iar noi atunci o să ne auzim data viitoare. Bye, guys!